Salut! Noi suntem Cocolic și bine ați venit la Fata cu Puteri Stranger Things! Să vedem ce mai decurge în episodul de astăzi. Ce se mai întâmplă? Ne testează că noi suntem foarte așa. I-a crescut părul lung la fată! M-a ascultat. Spune-mi dacă simți ceva în special în legătură cu lucrurile astea. Ok, alege una, Cristina. Poza. Hai să alegem fotografia. Este o femeie acolo. Ne concentrăm acum. O cunoști? Nu. Seamănă cu o bunică. Se pare că n-a simțit nimic. Moneda o luăm așa, o băgăm în buzunar? Poți să verifici și șervețelele? Să vezi dacă simți ceva legătură cu șervețelele? O, trebuie să apeși pe ea mai mult, cred că. Ca să poți să simți. Dar s-a schimbat așa puțin fata, observați? Aveți ceva, Aiden? O întrebăm pe Aiden dacă poate să vadă ceva. Sau îl întrebăm, că nu mai știu ce e, fată sau băiat. Trebuie să apeși acolo, din mouse, ca un adevărat gamer. Se arate la asta. Mai ții minte chestia asta? Da. Mersi, tati, este așa de drăguță. Ce zâmbet are. Creepy-ul ăsta, nu-i zâmbet. Deci asta practic i-a făcut cadou fetiței lui, cutiuța asta. Jordi? Îți simți bine? Da. Da, sunt în regulă. Ai văzut ceva? Ai reușit să vezi ceva? Vorbește. Am văzut o fetiță mică. Era cutiuța ei muzicală. Ce față de-o aflat? Laura, cred că asta e fetița... Asta e fața, am uitat ceva de la magazin. Voi vedeți că ăsta și-a întors genele? Uh-huh. Ați văzut ce gene curbate are? Nathan? Alo, Nathan? Okay, o să-i spun. Ia să vedem ce veste a primit. Nathan. Cineva pe nume Ryan Clayton este aici ca să te vadă. Ia să vedem. Yes. Îl știe, se pare. O să mă întorc într-un moment. Mergem și noi cu Nathan? Acum noi rămânem aici sau mergem cu doctorul? Uite, apasă pe punctul ăla. Se pare că poți să apeși. Da. Ca să-și dea cascheta jos. Casca de prințesă, da, sigur. Cascheta de prințesă. Mamă. Și acum ce mai facem? Plecăm. Ok. Îmi place că a crescut în vârstă fata, Jodie, vedeți? Da, a înaintat fata. În vârstă. Visitor Nathan Long. Ce ai discutat? Zici ce vrei. Trebuie nu facem, asta e clar. Că e vacanță. Hai să vorbim despre vizitator, despre cine a venit. Știi ceva despre acest om care a venit să-l vadă pe Nathan? Nu, n-am nicio idee. Ce curioasă e fata. Păi doar e fată. Îmi este așa de foame. Când reușim și noi să luăm o pauză? Și mie mi este foame. Trebuie să-l ieșim cu Nathan de aici. Nu vreau să mâncem mâncare de cantină. Vor și să meargă la un restaurant, Felix. Ce știi tu? Restaurant? Sună bine. Auzi, fata are nevoie la baie sau de ce stă așa? Cred că are nevoie. Fata, ia vină cu acea aproape de noi. Ia vină cu acea să-ți văd mutrița. Ai nevoie la băiță, ha? Se cam ține abia, ai văzut? Zice că doctorul ăla se chinuie în ultima vreme să strângă bani pentru dezvoltarea laboratorului și de-aia așa puțin mai... se poartă mai ciudat. No, nu-i place. Joacă-mă, joc! Nu se poate juca Roblox aici. Ia să vedem. Ce contai? Face și un hobby. Na, s-o decis să nu. E din aia se plisește repede. Nu știe cât de fain este obiul. Lasă care ia lucruri importante de făcut. Hai să le luăm pe toate la rând. Crezi că o să dureze mult? Relaxează-te, prințesa, o să întoarcă într-un minut. Uite, cu asta vorbește. Uite, hai să vedem, să ne băgăm nasul, că doar suntem curioși, nu? Da. Du-te, fată. Du-te! Nu știe Felix dacă are curaj sau nu are. Știi, așa faci și voi uneori, să mă duc, să nu mă duc, să mă duc. Hai, ales să se ducă. Hei, nu ai de gând să aștepți pentru Nathan? Să-l aștepți. Nu! Nu, suntem nerăbdătoare și vrem să vedem ce se întâmplă. Ăsta cred că pare să fie un om de afaceri. Are costum. Ce se întâmplă, Nathan? Pare supărat cât de cât. Ăsta e Ryan Clayton, de la CIA. Da, care n-are păr pe piept și de asta stau așa. Agenția te vrea pe tine în programul de școală militară. Ca să creeze o armă din ea. Să o antreneze. Ryan o să aibă grijă de tine de acum încolo. Trebuie să mergi cu el, Jodie.
astăzi. Întrebăm de ce? Why? Glumești, nu-i așa? Adică voi vă dați seama, ea a fost crescută practic de omul ăsta și acum trebuie să plece de aici. Determined. I am not a child. Nu mai sunt un copil. O să-mi iau deciziile singură, nimeni nu mă forțează să mă duc. Nu vreau să merg acolo, vreau să îmi descarate. Și după aceea să-l batem pe la Dax la aeroport. Să înțeleg că o să devenim mult mai puternici dacă mergem cu ăsta de la CIA. Ce să zicem? Nu-mi pasă ce zici tu, nu merg nicăieri. Știți, noi trebuie să facem pe durile acum. Uite, nu-mi pasă de treburile tale de adolescentă, ok? Bă, ăsta vorbește urât cu noi. Ăsta nu-i pasă. Let's go. Come here. Aidan! Dar practic ne obligă. Asta nu e de bine. Aidan! Aidan! Jody, oprește-te imediat. Nu, vreau să contrez pe Aidan, să stâncă la puțin de gât, să văd dacă are gâtul așa bun, să văd maxilarul. Dacă și-a lucrat gâtul la sală. Săraca fetiță, ea n-are practic nicio decizie în viața asta. Trebuie să facă ce zic ăștia. Și că te rog, fă asta pentru mine. Asta are buză cam crăpată, trebuie să mai bei niște apă. Hai să bem apă, coculec, și la ori pauză de apă. Apă, fără sucuri sau altceva. Da. Apa e apă. I'll go get my things. Apa este apă. Ok, mă duc să-mi iau. Decât dacă bei cu ceapă. Apă cu ceapă. Only the essentials. Toate esențiale. Doar lucrurile esențiale. Două valize. Și al lucrurile esențiale. O valiză de mascara, o valiză. O valiză cu uleiuri esențiale, că doar zic că doar esențialele. Ok, plecăm sau ce facem? Se pare că da. Pizza este esențială, Felix, ia-o de pe masă repede cât mai poți. Dar e din aia bună că am mâncat o pizza. Uite. În Cluj și pot zic că este cea mai rea care am mâncat-o în viața mea. Da, scumpă și rea. Deci nu pizza hai din Cluj, care am gustat noi, de la Iulus Mall, pot să spun că este tomberon. Deci ceapa oribilă, pâinea oribilă, n-arată deloc ca reclamă, a luat-o la ce era pâine. Știți ce? Noi am comandat între aia cheesy crust. Trebuia să aibă așa frumos la margini, răsucită. Da, și era aici ca la stână. Așa un cozonac. Deci aproape mi-era s-o refuz când mi-a arătat-o băiatul ăla. E o bătaie de joc. Sper doar să fie un caz izolat. Dacă mai știți Pizza Hut din Timișoara, dar din alte locații... Nu lasă că-mi face noi, nu mai merg pe chestiile, deci nu mai merg. Nu deci, mai, nu mai. A dat o grămadă de bani, că am zis, bă, să încerc așa, nu mai dau în viața mea tăba pe pizza. Dar cred că e mai bine așa, Felix. Deși era fain uneori să-ți mai comanzi. Oricum, dacă știți o pizzerie... A venit în două ore. Dacă știți în Cluj o pizzerie bună la care poți m-am să pus faci să comandă... M-am pus să mănânc pâine cu brânză. Și după aceea am mâncat pâine cu brânză și pizza. După aceea a venit pizza. Deci dacă știți o pizzerie faină din Cluj la care se poate face comandă, să ne-o ziceți, da, bună și nearsă, da? Fără bucăți negre. Uite, săraca fată plânge după pizza. Eu am plâns mai mult în seara aia. Deci interiorul meu a fost afectat. Plânge că nu poate să-și ia cutia de pizza cu ea. Ideea este că eu înțeleg, atâția ani a stat cu oamenii ăștia, până la urmă a devenit familia ei. Maică s-a n-a mai sunat-o. Da. Plânge fata. Uite, e purașul ăla, ia-l. Păi unde e? Ia-l, că era de când era aia mică. Așa. Deci Felix acum trebuie să-și facă bagajele, să plece. Eu aleg ce să pună, știi? Știi? Chiar dacă ea era o rebelă, până la urmă în sufletul ei tot fetiță era. Da. Ce mai poți să mai iei lucruri esențiale de aici? Lucruri esențiale? Nu mai ajunge. Cum, Felix? Chiuveta, frigiderul, nu? Lasă, că au ea chiuvetă și frigider, mai și mega, au de firmă, Samsung. A, bun, se pare că ne-am făcut bagajul cu de toate. Două lucruri. Ce? Ursulețul și mai ce? Niște izmene pe acolo. Hai, bun. Live. Gata, lasă. N-avem încotro, trebuie să plecăm. Și-a mai pus ea ceva ce știa. Ok, sărmoară. Ok. Bun, da. Hai să plecăm că n-are rost. Hai să continuăm jocul așa. Aici parcă stătea la hotel. Da, room A111. Ok, despărțirile sunt grele. Hai, nu-ți face griji, sunt sigură că o să fii bine. Felix, cred că și-a împachetat machiajele. Buzunar secret? Da. Ok, acum noi mergem la ceva de armată. O să o antrenez să-ți fac o armă. Ceea ce este bine pentru pe respectivă. Gândiți-vă că
Putem să facem și noi mai multe lucruri după. O să devină super puternică, ea, nu neapărat cu Aiden, cred că ea fizic. Tu n-ai văzut în demo când l-am jucat ce karate știa, ai văzut cum se bătea cu totul? Da, deci pe bune, eu sunt foarte curioasă să văd cum o să se antreneze gen Mortal Kombat. Deși nu pune niciun kill pe ea, că n-a știu cum e. Să vedem ce skill-uri știe să facă. Păi prima oară învață tumba, nu? Să dea peste cap. Așa se învață acolo, nu? Când eram mic îmi plăcea să fac tumba. Făceam pe pat, tumba. Față-ți bade. Da, în continuu. Dar mie nu mi-a ieșit așa ca tine. Nu, mamă. Și mai venea cineva la noi acasă. Hai, Cristina, arată. Cristinica, așa îmi zicea. Hai, Cristinica, arată cum faci tu tumba. Parcă era la circ. Mamă, dar multe... Acum analizez. Mamă, dar multe lucruri aveați în viață. Dacă vii la casa, tine ai să arăt... Știi ce? Eu puteam să fiu o mare gimnastă. Acum realizez. Făceam tumba. I was an entertainer. Noroc pentru Radea, cum mănânci? Ia uite, știu ce cucoșați sunt ăștia care aleargă. Da. Ne merge aici la... La baza militară, la școala militară. Ia să vedem, dar sunt numai băieții ce feliți. Cred că o să fiu singura fată. Dar nu cred că și fete, vezi, nu sunt. Cocolișilor, credeți că sunt și fete? O să ne împrietenim? Găsim vreo pieții pe aici? 3 ani! La 5 dimineața începe antrenamentul, asta înseamnă că trebuie să trezi la 4? Timp de 3 ani! Aoleu, asta înseamnă că trebuie să ne punem să dormim de vreme, Felix. Ne-am tuns scurt? Oh my god, ce mociloasă-i! Oh my god! Ne-am tuns scurt! Ok, hai să mă antrenez. Asta e bine. Uhu! Facem sport și noi. Îmi facem încălzire înainte de sport, nu ca asta. Când îmi faci de rău încălzire, îmi faci și mă doare ceva. Păi dacă nu te-ai încălzit? Ar pun la aragaz de când mă încălzesc înainte. Ok, toți ăștia fac întindere. Ce tare a fost. Șmecher! Să știți că acum Felix ca un gamer controlează cu mouse-ul. Bravo. Ce greu a fost. Asta e și mai înaltă. Am crezut că trebuie să... Am crezut că trebuie să treci deasupra. Și eu. Uite, frate, asta e înaltă, trebuie să treci peste ea. Uite, trebuie să te ții pe sus, că așa am văzut eu la filme. Hai, mergi. Înseamnă că e mega puternică dacă poate să facă chestia asta. Tu nu vezi ce fă mega puternică dacă merge. Cine e ăla? Ăsta e antrenorul. Arată ca un... cum se cheamă? Ca un bucătar dintr-un restaurant asiatic? Da, te zici că e bucătar. Asta am zis și eu, vezi și Felix, gândim la fel. S-a mai gândit careva dintre voi la chestia asta? Ia, fă sushi, n-am gândit viața mea sushi. Are față de sushi. Păi sushi. Wow, ce bucătar care fac sushi bune și așa arată și vreau și eu. Sushi bune. Mai țipa la mine. Ce că repede că n-am timp toată ziua. Pune batem, o să fie fain. Bătaie dintre aia cu antrenament, cu skill-uri. Hai să vedem. Ce transpirată e. Când acțiunea este în slow motion, îi urmezi direcțiile ei cu mouse-ul. Mamă, aici chiar trebuie să fii gamer. Păi cu mouse-ul, așa cum dă ea cu piciorul. Am înțeles. Și acum barez. Barează! Cu două, poate. Așa. Ok. Mă plecăm, mă. Mă întreb cât timp a trecut deja din antrenamentul ei de 3 ani. Auzi, asta nu înseamnă un actor. Fii atent. Ha! Oi, de capul meu, ci că prea devreme ai dat. Vezi, Felix, din cauza ta a luat bătaie. Bine. Trebuie să ai grijă când o antrenezi. Bravo! Felix de stânga, dreapta, jos, sus, cu mașul. Te rup, frate, Chelica! Bravo! Rupe, Chelica! Fata asta s-a muscularizat. Mamă, ce îmi făcea bobina plată, așa aia. Așa mă făcea. Bă. Ia uite și tu. Ne învață să tragem la țintă? Și dacă din greșeală meresc alte lucruri? Nu știu. Trebuie să fii foarte atent. Cover. Pistolul pe unde are? Trebuie să te ascunzi și să dai la țintă. Ascunde-te. Așa. Acum? Aoleu, câte controale! Fugi! Mamă, ce tare-s! Și acum ceva. Mamă, ce impresionant aici. Dă-i la țintă aia. Aici, și apeși pe C. Bravo!
Ce impresionată sunt aici cu gura deschisă. Tu asta parcă ne antrenează pentru război, uite și tu. Uite, poți să dai cu ochiul să vezi cine îi, știi? Cu W, ia uitați. Bravo, Felix. Bravo, ne-am descurcat. Acum dăm testul. Bă, stai mai grucă la școală, uite și tu câte chestii trebuie să faci. Nu, capa egal cu ce? 1 supra capa. Du-te, bă. Aoleu, matematică, Felix. Ce matematică asta? Asta e hieroglifism. Du-te, mă, ce ai făcut acolo? Ecuația ce? Voi vă dați seama dacă se dedică de la școală? Ai rețet acolo, spun eu. Ce? Trebuie să dăm la țintă să le dăm jos. Jordi? Aoleu. Deci o antrenăm și pe Aiden. Ai reușit? Bravo, 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 bravo. A, da, isteți, isteți, isteți. Și celălalt o scadă ele. Celălalt scadă-i. A, se pare că e bine jos. Bravo, impresionant. Asta eu cred că e gelos, el nu poate să facă lucrurile astea. Când în cine n-ar fi? Nu? A, ne batem cu asta pe bune, ok. Pregătirea, Felix, pregătirea, că ăsta-i musculos. Ha! Am înțeles. Nasul ăla spate el. Barazel. Dă-i cap. Dreapta. Așa. Dreapta. Barazel. Jos. Barazel. Stânga. Cred că ai dat bine. Stânga. Haide, capul meu. Ce stare este această fată? Pe bune? Ce zâmbet? A căzut puțin ketchup de la pizza. Știți, am mâncat pizza înainte, pe ascuns. Ua, ce tare, ce tare. De sub. De sub. Hai că acum știm. Acum repede. Oh my god, aici îți faci abdomen. Hai ce greu, nu știu ce se întâmplă acolo, dar mă gândesc la genunchii ei și la pantaloni. Haide. Vreau să iau test, dar de ce mi ploaie? Nu te știu, antrenament de drele aici. Sar. Pe dedesubt. Dedesubt. Să dea cu capul. Ai de mine, o să simți aia până joi. O să-ți iasă cu cui? Te-ai lovit la picior? Ai trebuit pe dedesubt? Mișcă-te! Să te văd cum urci tu cu burta ta! Frate, ce antrenamente grele! Dar în același timp, cred că își face un corp super, super fain. Da, sau super rău, dacă mergi de dorul capului terminată. Da. Reușești? Au, ușor, ușor, Jody, hai că reușești tu! Bravo! I-a crescut părul, voi vă dați seama cât timp a trecut? Oh my god, acum face ace karate. Stai, face spagatul. Face sfoara. Reușești? Ușor. Felix, o doare, trebuie să fac întinderi, trebuie ușor. Mi-a crezut că poate. Jody? O repară, Jody? Maintain the two orbs of the wound to heal. Ah, ok. Ok, deci Aiden o vindecă. Dar e fain să ai dintre astea care te vindecă. Nu trebuie să mai vezi la doctor. Frate, dar e nemaipomenit ce se întâmplă aici! Știu! Face și abdomen, fata. 4? Bagă! Hai să faci abdomen la tazătură. 4, 2. Așa. Ca să-ți lucrezi și oblicii, știi? Nu mai poate, este istovită după atât antrenament. De-aia oare ce mănâncă? Orez. Piure. Orel cu piure. Blachează-l. Ia trasul ăla. Ah, aici o învață să se lupte cu doi de dată? Eu cred că-i bat. Asta e ca în filme. Da, mărâți sunt ăștia doi. Sau ea este super antrenată. Eu sunt super care controlez aici. Ah, Felix este super antrenat, nu Jody. Ce știm noi? Uite, stau dat time out. Tap out? Da, când renunți. Ah, tap out. Ok, e bine. Și ce, mi-a învățat karate acum. Nu mai poate, are febră musculară, cred că. Am eu, nu mai uitat. Am eu! Ai febră musculară de la mouse? Acum trebuie să mai dăm... Acum, stai, e misiune pe gura, acum să mă învățam. Auleu, e cu oameni. Nu, da. Stai, ce zi nu-mi plecea? Păi, iar e un test. Numai test te facem aici cu fata ta.
A, noi trebuie să ajungem la steag. M-am tasmat un soldat universal, Cristina. Cum ajungem la steag? Fără să ne vadă și fără să pățim ceva. Ce părere aveți? Nu așa că e super interesant jocul ăsta? Use Aiden to distract enemy soldiers. Trebuie să ne folosim de puterea lui Aiden ca să le distragem atenția soldaților. Vreau și să aflu acolo, am văzut o gălăgie. Ce s-a făcut gălăgia care că nu a fost înainte? Este ca în Cosânzeană, mai țineți minte? Le distrăgeam atenția. Hai, du-te. Abă, Felix! Păi vreau să-l blochez pe ăsta așa. Aoleu! Să fiu eu câteodată, doamnă, zici că l-a făcut șnițel. Păi l-a fi făcut, Felix. Știi cum se bate șnițel? L-a făcut șnițel. Dar oricum ei se știu, sunt prieteni. Nu știu dacă mai sunt prieteni după asta. Acum ce ne facem? Tot așa îi distragem atenția. Hai, click, click, click! Haide, bă! Ăștia oricum se prefac, știți cum e. Le-au zis că de la un pumn trebuie să stea pe jos. Acum aia ne distragem atenția. Butoaiele astea. Ce poți fac pe aici așa? Mai putem să facem ceva cu Aiden? Da, asta. Îl gâdilim pe omul ăsta? Pot. Așa, butoiul, așa cu butoiul ăsta îi distragem atenția. Ce se întâmplă acolo, în acel butoi? Ah, ne băgăm pe aici, pe dedesubt. Da, da. Se poate? Nu se poate pe dedesubt. Îți apărea să apeși pe C. Mă, ce șmecherie! Sunt puțin invidioasă pe condiția fizică a acestei fete. Dar ați văzut și voi cât de mult sport a trebuit să facă? 3 ani. Păi dacă fac și eu sport în fiecare zi în timp de 3 ani, cred că sunt și eu la fel. Nu? De da. Piatră. Ce se întâmplă? Ăștia pot să zic că nu prea sunt atenți. Stau cam nemișcați. Oh. I-a făcut puțin masaj. Ce masaj? Că mâine în jur mai simte scalpul. Și acum ce fac? Trebuie să ajungi la steagul ăla. Acum poți să te uiți să vezi în care parte îi. Steag? Steagule, unde ești? Că nu știu dacă suntem bine pe aici. Steag? Parte într-o stângă. A, ăsta se termină pe ăsta. Stai puțin. Uite steagul! Steagul! Uhu! Au. Zice că nu erau Jody. Dar dacă nu era un exercițiu, acum aș fi fost terminată. A, uite, o controlat-o pe ăla. Aha, ci că dacă ăsta era, nu era un exercițiu, n-ai fi fost în stare să deschizi gura. Gata, am intrat în agenție. Suntem la CIA! CIA! Suntem la CIA! CIA! Știi ce am auzit la CIA? Se vorbește foarte mult că ei au cartofi gratis în fiecare miercuri și sâmbătă. Da, la CIA le dă mâncare bună. Cartofi prăjiți gratis în fiecare miercuri și sâmbătă și în rest le dă așa mâncare foarte sănătoasă. Și cam asta este pizza, nu le dă, că pizza n-au contract cu aia de la pizza. N-au contract cu aia de la pizza. Na bun! Dacă vreți să mai continuăm data viitoare, nu s-a apăsat butonul de... Coculeac! Scrieți în comentarii ce vreți voi. Și ne vedem data viitoare. Scrieți dacă știți o pizza bună în orașul Cluj. Care dă comandă acasă. No, ne mâncăm din asta vegetariano, brânzotariano. Cu mozzarella. Mozzarella, nu, nu, da. Cu mozzarella și cu legume. Măcar să zic, băi, este o pizza bună în oraș, da. Pentru că... Da, nearsă, că unii recomandă, dar sunt arse și da, negre. Arsă înseamnă negru, neagră da. De sub și negru te face bătrân și te îmbolnăvești și faci apciu. Ideea este că... Ne mai comandăm și noi așa uneori, din când în când, o pizza... Eu genul care critică, dar și laudă dacă merit și pot zic că dacă mai comand o pizza din aia de la Pizza Hut și nu mi-o dă, o refuz. Bă, dar nu merită, serios. Nu, pe, dar nu știu să nu plat acolo. Dar deci, nu se merită. Dar a fost o la bea. A făcut-o cu ochii încheși. O să-mi opri lumina. Deci, nu era maestrie, nu era artă ca la Pizza Hut aia la altă. Bun, eu, da, deci aia din Timișoara știi cum era? Mâncai două și plângeai că nu te-ai mai comandat pe a treia. Aici, după prima felie, mi s-a făcut rău și plângeam după bani. Ne vedem data viitoare.